facem. Salut, camarazi! Mă aflu la Comana, în județul Giurgiu. De astăzi încep să vă fac vloguri de călătorie până la Crăciun și la Anul Nou. E o comună pitorească de vreo 3.000 și ceva de locuitori. Mă aflu în centru, acum începem să explorăm Delta Neajlovului, mănăstirea unde e mormântat corpul lui Vlad Țepeș și al domnitorului Radu Șerban. Fântâna cu nuc, Delta Neajlovului, tot ce e pe aici, vă fac un vlog frumos, sper că o să vă placă. Hai că ne vedem în câteva minute. Uitați ce frumos arată școala gimnazială, foarte cochetă, foarte îngrijită. Se vede că e o comună bine gospodărită, cu oameni vrenici și harnici, cu un primar probabil pe măsură. Ia uitați ce frumos arată aici. Aici avem un mic monument. Stați că vi-l arăt. Avem un mic o cruce. E o mănăstire care a fost ctitorită de măritul voievod Vlad Țepeș. E trupul măritului domnitor Vlad Țepeș e mormântat aici. Uitați o mini bisericuță aici. Trupul măritului domnitor Vlad Țepeș se află mormântat în mănăstirea de aici, ctitorită de el. Și la fel e și trupul domnitorului, adică osemintele domnitorului Radu Șerban. Deci aici s-au purtat bătălii în apropiere la câțiva kilometri măritul domnitor Vlad, măritul domnitor Mihai Viteazu a purtat marea bătălie de la Călugăreni. După cum vedeți, e o comună decentă, o comună curată, după cum pare așa la prima impresie, are câteva restaurante micuțe, câteva magazine. Hai că mergem să descoperim Comana. Aici avem un monument pentru erorii Marelui Război din 1914-1918 și celor căzuți în război de independență din 1877-1878. E glorie eternă eroilor neamului românesc. Aici avem un mic turnuleț unde scrie Vlad al III-lea Țepeș, Draculea, întemeitorul Comanei. E un turnuleț tipic, secolul XV, după cum vedeți. Arată cochet, tot ce e pe aici arată cochet. Uitați-l pe Vlad Țepeș al lui Draculea. Hai să-l vedem mai bine. Vlad Țepeș al lui Draculea, măritul vodă. N-are nimic de a face cu Dracula al lui Bram Stoker. Aici avem fațada acestui Don Juan sau Foișor, Comana 1461, și în spate Liceul Tehnologic din Comana. Astea erau probabil foișoarele de pază pe vremea lui Vlad Țepeș, 1556-1560 ceva.
Camarați, mă aflu la intrarea mănăstirii din Comana, ctitorită de măritul domnitor Vlad Țepeș în 1461, după cum vedeți. E o mănăstire fortăreață, cum erau făcute în secolul XV, secolul XVI, care erau și mănăstiri unde călugării se puteau și baricada, dacă veneau turcii sau tătarii. Vedeți? E un monument istoric cu vulturul cu două capete, emblema voievozilor români. Cum se vede, zidurile foarte înalte, ziduri de apărare contra păgânilor și necredincioșilor. Înțelegeți? Hai că mergem înăuntru să filmăm. Simboluri ale artei românești. Mănăstirea Comana 1461. Am intrat în curtea mănăstirii, care e destul de amplă. Sunt clădirile adiacente. Sunt credincioși care au venit să se roage aici. Astea sunt clădirile adiacente, foarte mulți nuți tăi pe aici. Se ține slujba de duminică, e duminică 4 iulie. Un aspect impozant are mănăstirea. Cu lucrături în lemn, cum era pe vremuri. Magazinul cu Biblii și icoane. Suc de mere, produse probabil de călugări, deci călugări, suc de mere. Chiliile probabil în partea dreaptă. Aici e partea din spate a mănăstirii. O troiță și un fel de o troiță aici în față, în spate, după cum vedeți, numai natură pură, copaci, parcă am întinerit aici, știți? E numai copaci, în spate e o mlaștină, e delta Neajlovului, aici e o troiță pentru eroii aviatori, veșnică pomenire, cei din primul război mondial, și cei din al doilea război mondial. Armata a treia română, jervită în pătălia de la Cotul Donului, noiembrie-decembrie 42, veșnică pomenie, divizia 5-a infanterie, divizia 6-a infanterie,
Divizia 7 Infanterie, Divizia 9 Infanterie, Divizia 11 Infanterie, Divizia 13 Infanterie, Divizia 14 Infanterie, Divizia 15 Infanterie, Divizia 1 Cavalerie, Divizia 7 Cavalerie. Pântre ei a fost și tăticul meu, săracul, să-i fie țărâna ușoară, și el a luptat pentru reîntregirea țării și al neamului, eroilor aviatori. Veșnică pomenire, să le fie țărâna ușoară, s-au jertfit pentru noi și pentru România. România care lichelele de azi o vând la străini pe bucăți. Ia uitați ce troiță frumoasă aici, în onoarea eroilor neamului, care dacă ei nu mureau, noi nu aveam țară, nu eram nimic, eram zero barat. Aici un mormânt pentru generalul aviator Radu Teodoru, veteran de război. Iarăși o troiță pentru toți cei care s-au jertfit pentru patria română. Și o buvniță, buvnița e semnul înțelepciunii. Bate adie un vânt că mi se umple plămânii de oxigen. Ia uitați-vă cum arată spatele schitului mănăstirii. E aici un foișor să-l vedem și pe ăla. Hai că scurtăm puțin drumul, că suntem un om cavalerie. Aici e un mic foișor unde poți să te odihnești, cum erau pe vremuri în România. Lucru manual, tradiții străbune. Aici avem spatele mănăstirii, partea din spate, care pe vremurile vechi era apărată și de pădure. După cum vedeți aici în spate, bine, s-au tăiat mulți copaci, dar probabil că copacii erau și ei, făceau parte din elementul de apărare. Înțelegeți foarte, văd că aici tot felul de copaci, nuci, foarte mulți nuci. Și aici poarta din spate a mănăstirii. Ia uitați ce impozant arată zidul ăsta aici. Cetate și fortăreață în același timp, că călugării și munceau și apărau țara dacă trebuia. Puneau și mâna pe se încingeau cu brâu și puneau sabia la brâu. Înțelege să apere țara de păgâni. Ia uitați aici. Ferestre micuțe de apărare, pe unde se trăgeau cu arcul, cu săgeți. Pe o laterală a mănăstirii, aici e mormântat camarazi trupul măritului voievod Vlad Țepeș și al lui Draculea,
și domnitorul Radu Șerban, dacă nu mă înșală memoria, și Pătrașcu voievod, băiatul măritului voievod Mihai Viteazul. Aici erau balcoane, dar și turnuri de observație. De aici se observa dacă vine dușmanul sau nu, dacă dușmanul e departe sau aproape. Vedeți? Lemne pentru iarnă, pentru călugări. Aici același lucru, ferestre mici, ferestre de apărare, de protecție. Vedeți? Aici o laterală a mănăstirii, aceeași istorie, vedeți? Turnuri foarte înalte, creneluri, biserică, mănăstire și fortăreață contra păgânilor. Curtea interioară cam azi, după cum vedeți, totul e în lemn. Totul e în lemn. Curtea interioară, vedeți? Cu podulețe pe care se circula la interior, feriți de săgeți și de gloanțe. E lucrătură în lemn. Maestria mâinii umane. Și să fie mirele mari Dumnezeu și Mântuitorului nostru, lor peste tot. Vulturul domnitorilor români, bicefal, două capete. Aici un mic muzeu la Muzeul Mănăstirii Comana cu vulturul domnitorilor români, vulturul bicefal cu două capete. Aici la fel vulturul românesc cu două capete. Un mic muzeu aici. Aici cred că e bustul măritului filozof și scriitor Nicolae Iorga. Aici o amforă care seamănă cu amforele grecești. Aici un tunuleț în miniatură. Tunuleț în miniatură. Aici e plugul românesc tradițional. Cu ăsta am trăit de secole, cu plugul ăsta, hai, uitați aici, plugulețe românești, pluguri. Plugul românesc tras de doi căluți, așa am văzut în copilărie, așa am făcut noi de secole și așa am supraviețuit. Iarăși plugul românești, plug înseamnă belșug, înseamnă hrană, înseamnă viață. Uitați-vă aici, plugul românești,
un plug care cred că avea și două chisălițe, cred că așa se numeau asta pe vremea, sau nu, ceva asemănător, nu mai țin minte, e mult de când am fost copil. Aici iarăși un plug. O amforă greacă. Bustul măritului voievod Vlad Țepeș al lui Dracula. Suntem la etajul muzeului. Iarăși, aici e un juc, parcă, da, juc de boi de pe vremuri. Aici iarăși un club. Alt club. Și aici sunt armura oștenilor români care au luptat cu măritul voievod Vlad Țepeș. Să vedem ce. Pâinea noastră cea negroază din vreme, dar ne onoră. Armurile de pe vremea voievodului Vlad Țepeș. Mintea unui ostaș de-a lui Vlad Țepeș, cu sulița, mâna dreaptă. Coiful pe cap și îmbrăcăminte de domniță. Îmbrăcăminte, suntem contra jur, așa că uitați, acolo și un scut, un scut acolo. Și aici, cred că se vede mai bine aici. Îmbrăcămintea unui soldat al lui Vlad Țepeș. Armura. Suntem contra jur aici, se vede urât. Dar vă puteți da seama, e o armură care o platoșe care apăra pieptul. Un fel de fustă din zale, un fel de bocanci ostășești. Și la mâini aici, apărător la umeri și la mâini, care erau foarte importante. Aici e ceramică, probabil găsită în zona asta. Vase de ceramică găsită în zona asta. Aici e un Vlad Țepeș, cam cum apăra el la epoca, cu mantia lungă, cu cizme, cu ciubote, cu o cujmă de perle, cu mustața lui și avea și niște egrete de alea, paloșul la brâu și probabil că gulerul era de nurcă sau de hermină. Aici un vas. Un vas vechi, antic. E prost că vă filmez prin geam, uitați acolo așa. Iarăși într-o vitrină e un coif și o cămașă de zală și niște săbii de pe vremea lui Vlad Țepeș. Aici iarăși Vlad Țepeș cu o mantie lungă. Și niște ciubote de pe vremuri, dacă îl vedeți, nu știu cum să stau, ca să un fel de opinci. Opinci ale timpului, un clește, linguri, nasturi, fibule, uitați acolo, așa, săbii, niște căști și niște săbii. Aici
curtea interioară a mănăstirii Comana. După cum vedeți, arată impunător și frumos. Nu-mi dați voie să intru și eu 5 minute să filmez? Suntem în micul muzeu de la mănăstirea Comana. Aici avem căști ale soldaților români din primul război mondial. Cam așa primul, cred că sunt. Baionete, pumnale, cu tot ce au apărat ostașii români, neamul și țara românească. Aici avem icoane vechi prin care ni s-a păstrat credința strămoșească de 2000 de ani. Iarăși icoane foarte vechi în lemn, cele de sus sunt de argint, cred, aici sunt de lemn, un cazan în care mama făcea săpun când eram copii. În cazanele astea fierbea rufele și făcea săpun. Aici avem icoane românești pe lemn din 1855, deci icoane foarte vechi. Din asta mi s-a păstrat credința, ia uitați-vă. Icoane vechi de 100 și ceva de ani, strămoșești. Aici cazane, în general de cupru, cred că erau din copilărie, unde părinții noștri, mamele noastre, spălau rufele, cărau apa de la, uite aici, o cobiliță, să cărea apa de la fântână pe vremuri, cu două găleți sau două bidoane. Dintre astea să cărea apa de la fântână. Aici avem domnitorul Șerban Cantacuzino, 1692-1696. Și aici avem obiecte bisericești, cred că în epoca modernă. Iarăși cazanele astea de fier rufe, ăla e de aramă din stânga, se vede că e mai roșiatic. Iarăși icoane. Aici avem domnitorul Radu Șerban, 1602-1610. Probabil că a luat domnia după Mihai Viteazu sau al doilea domnitor după Mihai Viteazu. Și cred că e mormântat aici, la Comana. Îmbrăcămintea specifică epocii, cum vedeți, mantia asta cu îmblănită, un hanger, un pumnal la brâu. Deci ăștia erau domnitorii români. Uitați aici, Radu și Șerban. Aici avem cărți în slavona veche, după cum vedeți. Nu pot să traduc. Pare, nu, am uitat rusa de când am fost la școală. Aici avem iatagan din secolul XIII. Ia uitați cum arată iatagan, un pic curbat. Iatagan și vârfuri de săgeată, dacă vedeți, să văd. Vârfuri de săgeți. Deci dacă intra una în corp, erai gata. Să vede cum arată. Jos avem o cămașă de zală, secolul 15-16, cred că e, ca să oprească paloșul și săgețile care erau ucigași.
faceți? Un coif. Tot de pe vremea lui Vlad Țepe și Mihai Viteazu, ca să apere capul și figura de lovituri. Unelte și arme din silex și os, din neolitic. Vedeți, deci astea sunt rarități ce vă arăt aici. Unelte și arme din silex. Se vede? Silex. Omul primitiv cu astea a lucrat, că n-avea fier, n-avea nimica, lucra cu arme și unelte din silex. Silexul e un material mai dur. Deci cu astea se tăia carnea, se jucuia blănurile de pe animale. Cu astea și ușura ziua. Deci unelte și arme din silex și os. Cultura Gumelnița, care în zona asta aici și la Oltenița, unde am fost eu născut, e un curgan acolo, unde se găsesc așa ceva. Aici avem ceramică fragmentară, tot cultura Gumelnița, după cum vedeți. Astea sunt vechi de 6.000-7.000 de ani. Înțelegeți, cultura Gumelnița, ceramică fragmentară găsite aici la fel, tot cultura Gumelnița. Ia uitați-vă cum arată. Obiectul de neprețuit ale artei românești timpurii. Aici, plastică din lut, tot cultura Gumelnița. Uitați, ăla e un fel de urcior mai micuț, așa, un mini urcior. Și astea sunt obiecte, cred că un fel de opaiți. Tot cultura Gumelnița. Erau făcute pentru războiul de țesut, sau un fel de război de țesut primitiv, să zicem. Aici iarăși vase din lut din cultura Gumelnița. Deci lucruri rare, care nu se mai găsesc astăzi prea multe prin România. Cultura Gumelnița, 6.600 de ani vechime. Ia uitați ce mică capodopera omului primitiv. Ia uitați-vă. Aici e iarăși la Țepeș, în îmbrăcămintea de epocă, cu cizme, cu mantia de blană. Probabil că asta era hermelină, hangerul la brâu, să vede hangerul. Era aici, aveau nasturi bumbi, aici probabil că era hermelină sau ceva, aici faimoasele perle de la, perle care le avea măritul voievod Vlad Țepeș. Vlad the Impaler. O poză veche a mănăstirii de pe vremuri. Așa. Și aici avem inele cu care se sigila. Ia uitați-vă. Și paftale medievale. Ia uitați ce frumoase sunt. Inele, uitați aici, inele cu care se sigilau, se purtau la dești, se scoteau și se sigilau
înscrisurile, contractele, toate astea. Și paftale. Document semnat de Vlad Țepeș. Tavă medievală din bronz. Uite ce frumos arată. Maestria mâinii omenești. Oameni atinși de Duhul Dumnezeului. Delnițe pentru aghiazmă, obiecte bisericești. Inelte din piatră, neolitic, cultura gubelnița, silex în general sau os, osul de la animale. Silex. Cea faimoasă suliță a oștenilor lui Vlad Țepeș și îmbrăcămintea unui ostaș de-a lui Vlad Țepeș cu ciubote, cizme, hăinuța aia de zale, apărător la încheieturi și la umăr ca să-l apere de loviturile săbiei, scutul, un fel de ilic, de metal, tot așa, armură. Asta era cămașă de zale și coiful. Aici, războiul medieval pe teritoriul României, după cum vedeți, arme, îmbrăcăminți, aici la fel au soldat, cam aceea descât scutul e rotund. Apărătoare pentru figură și nas, ca să nu-i scoată ochii sau să-l desfigureze. Scut de apărare de formă rotundă, iarăși cu vulturul cu o cruce în cioc. Și aici avem îmbrăcămintea unei domnițe din secolul 15-16, pe vremea lui Vlad Țepeș. Ia uitați ce elegantă și frumoasă era o doamnă pe vremea aia. Curtea interioară a mănăstirii Comana, de o frumusețe rară, impunător, plin de flori, de mușcate. Și biserica centrală. Sfinți voievozi și ostași români. Draconul măritului rege Decebal. Sfinți și soldați.
formația hortistă. Tunuri care au apărat și întrezit patria română, și-au liberat-o de sub jugul păgânilor și dușmanilor, care întotdeauna nu au putut să trăiască de grijia noastră. Giulelele respective. Onorile românești din primul război mondial. Tânăr românești din primul război mondial, cu ele s-a întrezit neamul și țara, glorie eternă tuturor care au făcut sacrificiu suprem pentru noi și pentru generațiile care vin, care din păcate se pare că i-au uitat. Toți oamenii ăștia au făcut sacrificiu suprem, asta nu poate să facă oricine, sacrificiu suprem. Oamenii ăștia și-au jertfit tinerețea și viața pentru noi, cei care am venit după ei. Ne-au lăsat o țară care e pe cale să se dezmembreze, ocupată de dușmani, de păgâni și de haini. Și avem înăuntru a cincea legiune, trădătorii, care vor să ne dezmembreze, să ne vândă, deja ne-au vândut la străini și vor să ne vândă tot pământul și toată țara la străini. Dacă nu ne trezim, nu o să mai fim nici neam, nici țară. Eroii ăștia care au murit pentru noi, au murit degeaba atunci. Marea mănăstirii Comana, mănăstire fortăreață, credincioși români, oameni care nu și-au pierdut credința, copii, viitorul țării, trebuie să ne unim, să fim uniți, că țara e la mare cumpănă. Suntem la cumpăna de a rămâne fără țară și de a nu mai fi nici popor, nimica. Dacă nu vă trăziți, camarazi, nu o să mai avem țară, nu o să mai avem nimica. Asta este coloane frumoase. Plin de flori, de zrănicie, de hărnicie, e o adevărată plăcere să privești. Chiparoși, parcă. Înăuntru nu pot să intru, că e slujba. Vă arăt tot ce se poate arăta de aici, camarazi. Măritul voievod Vlad Țepeș, domn al țării românești, 1448-56-62 și ultima oară în 76, tutor al acestei mănăstiri, Comana, în 1461. Un mare domnitor, inteligent și viteaz, cu o soartă tragică. Să-l păstrăm în memorie pe veșnicie, ca un far luminos în întuneric. Intrarea mănăstirii Comana, impozantă, secolul 15, țara românească, la răsuce de vânturi, bântuită și amenințată de tătari, de turci, cu toate lichelele Europei. Deci ăsta era un bastion al credinței, un bastion al libertății, lumina de la capătul tunelului. Așa ne-am păstrat credința de 2000 de ani. Uitați-vă aici. Aici au fost începuturile noastre ca oameni și ca popor.